Suzana Fântânariu e o artistă enormă. Este o apariție pentru că transformă orice loc într-o scenă, pentru că este un om care croșetează și lipește bucăți ale timpului pentru a reinventa realitatea, pentru că, dincolo de toate, pentru ea, structural, contează ceea ce rezultă din realitatea pe care ea o creează și acea realitate devine realitate pentru noi, toți ceilalți, care avem capacitatea de a înțelege măreția ei acum, pentru că Suzana este un artist bogat, este un artist care nu s-a risipit în tehnicile pe care le-a abordat, care au fost multe și diverse, și care, așa cum ajungem să o descoperim în cadrul retrospectivei Catarsis la o margine de lume, a început cu partea clasică a graficii și aici ne referim la lucrările de acum 50 de ani care sunt pasibile a intra în categoria fond și nu peste mult timp poate și în categoria tezaur din perspectiva noastră ca și muzeu. Ei bine, Suzana acum 50 de ani crea ca și studentă, ca și tânără artistă la Cluj, la Craiova, lucrări în tehnicile multiple ale gravurii, tipar înalt, tipar jos, gravură metal, xilogravură, adică gravură în lemn, xilo, litografie, adică gravură în litos, piatră, folosind cea mai mare placă de litografie din România de atunci. Pentru că Suzana era experimentală de la început, pentru că, deși crea, dincolo de cortina comunistă, într-un regim politic al realismului socialist, gândindu-se că, iată, acest vis macabru al privării de libertate nu se va termina niciodată, ea totuși își permitea luxul de a decupa capetele sudorilor și ale soldaților și de a le amplasa compozițional în alte zone ale lucrărilor în tehnică multiplă pe care le realiza. Și pentru asta, în continuare, primea nota 10, pentru că era o artistă excepțională încă de la începutul. A etala o anumită forță, o anumită extrovertire frustă, de fapt e un sistem de extrovertire și în același timp de apărare. În același timp de apărare, tu fiind fragil, foarte fragil, probabil că ați văzut câte coloane sunt pe acolo, chiar dacă sunt prăbușite, totuși la umbra coloanelor artistul se poate proteja. Cred asta. Acele coloane și suluri, bine spus, pe undeva, gândindu-ne la papirusul vechi și sistemul de comunicare prin papirus, asociind cu aceste coloane, le-am făcut imediat după absolvire la Cluj, rămânând pe principiul grafica este bidimensională și nu mă gândeam în momentele acelea că voi evada din bidimensionalitatea grafică în tridimensionalitatea grafică. Pentru că procesul meu, trecerea de la bidimensional la tridimensional, a fost un efort și un curaj în același timp de a disloca parietalul și de a-l aduce în tridimensional, în așa fel încât lucrările de grafică să fie mai acut
și mai rotund percepute, am vrut să exprim și tridimensionalitatea și volumetria prin materialul hârtie, care e un material umil, de care eu nu m-am dezis niciodată. Dacă au apărut pe parcurs obiectele antropomorfe, care par ca niște sculpturi, ele nu sunt dezise de hârtie, de hârtia care este specifică graficianului, doar că am agresat. Am agresat și am folosit cantități foarte mari. Iar tactilitatea, vorba lui Brâncuș, a însemnat foarte mult pentru mine. Tactilitatea, presarea și modelarea în hârtie. Asocierea cu sculpturile ar putea fi doar din punct de vedere al percepției vizuale, dar în realitate ele sunt obiecte. Tema sarcofagilor, a formelor antropomorfe și a felului în care artista creează un alter ego dintr-o acumulare aproape sculpturală a unor forme care devin volume. Ei bine, e o relație, un dialog foarte elaborat, foarte rafinat al unei femei cu, iată, tema corpului, al propriului corp, al unui corp universal. De ce spun metatemă? Pentru că ea începe undeva la sfârșitul anilor 80, se desăvârșește sub forma tehnică a performance-ului în anii 90, iar aici, legat de tehnicile înhumării, da, ne ducem în zona Egiptului antic, este simplu și recognoscibil să vorbim despre corpul faraonului care devine sediu al reîntoarcerii corpului. Ne gândim aici și la portretele de la Fayum, care, iată, inspiră primele icoane, inspiră chiar iconografia ortodoxă, dar de fapt, prin riturile și ritualurile acestea ale înhumării, ne întoarcem și spre zona aceasta balcanică noastră, în care, iată, călugării sunt înhumați, înmormântați în corpul lor, care este învelit de o pânză simplă și sunt dați înapoi pământului. Și ne ducem cu gândul spre zona aceasta a sanctificării corpului, dar ce este corpul în raport cu materia din care el s-a născut? Aici rămâne să ne răspundem unor întrebări fără sfârșit. Ce vorbim de Suzana ca despre un personaj, pentru că ea este un personaj care de multe ori știe să se joace cu personajele din jurul său, ea e în același timp creator și co-creator, e în același timp regizor, scenarist și actor în propria piesă de teatru, care e mai mult decât o piesă de teatru, e un performance, viața ei este un performance. Și ea transformă viața noastră, a tuturor, într-o mare scenă. Da, Suzana e lângă noi și e departe de noi în același timp, e în proximitatea noastră, o întâlnim în cartierele istorice ale Timișoarei, o întâlnim pe străduțele înguste ale fabricului, ale cartierului Traian, unde locuiește, o întâlnim aproape de piațetele orașului nostru, o întâlnim în galerii, dar și pe Simeze, pentru că este extrem de prezentă, de creativă, ea
creează în timp real, desenează, scrie versuri, scrie proză, scrie pagini de jurnal. Momentele creative nu sunt condiționate de nimic, nici de ziua, nici de noapte. Mergând pe jos, este foarte interesant că sunt foarte, foarte activă creativ, foarte activă. Ceea ce înseamnă că nu am nevoie să fac, să scot caietul, să schițez, ci mental și sentimental văd o lucrare deja, văd ceea ce am de făcut. Și atunci mă grăbesc să mă duc la locul faptei. Acesta fiind atelierul, da, sau micul apartament, unde practicitatea era, să zic, din păcate, artele vizuale sunt, nu din păcate, era să zic, dar nu zicem, arta vizuală e palpabilă, e concretă, e palpabilă, e concretă ca și materie, ca materie mă refer. De aceea chinul, apropo de chin, vine de multe ori din lipsa de spațiu, ne aglomerează, ne dă afară pe undeva. Tocmai materialele, materialitatea, abundența fizică, fizica lucrărilor. Dar trăim printre ele și cu ele. Atelierul Suzanei Fântânariu este bogat și este plin de mister și este plin de obiecte finite și infinite. Este un loc în care ea își permite și luxul singurătății, își permite și transformarea acestuia într-o mică galerie de artă, întrucât cheamă prieteni și este un loc deschis, este un loc al dialogului, este un loc luminat și un loc luminos și un loc unde suntem întotdeauna bineveniți, un loc în care prezentul se transformă în infinit. Artiști de acest tip există și reușesc să rămână inepuizabil de-a lungul vieților, pentru că este un efort foarte mare să faci asta, da? Iată, există artiști care prin energia lor schimbă lumea, vindecă lumea și, de fapt, duc calitatea vieții la alt nivel. Poate că am putea să ne întoarcem în sala sacrificiului, în care avem două lucrări care dialoghează una cu cealaltă. Una care este dedicată lui Cosmin Lungu, un creator care nu a ajuns să-și desăvârșească opera, a cărui carte nescrisă devine un motiv de perpetuare a creației Suzanei, iată, care realizează această carte obiect și care duce mai departe ceea ce el a început să realizeze. Vorbim poate și despre lucrarea cu ele lui Hristos, a Suzanei Fântânariu, donată Muzeului Național de Artă din Timișoara. Vorbim despre cărțile obiect din diferite perioade, pentru că avem cărți obiect din anii 70-75, practic chiar manuscrise, precum manuscrisul acesta sinteză, în care Suzana Fântânariu de acum 50 de ani învăța teme legate de istoria artelor, notându-și numele artiștilor, numele curentelor artistice pe o suprafață care colată rezultă în
într-un obiect până la urmă. Curatoarea Andreea Fănele a făcut un joc și o intimitate din acea sală mai mică, de dimensiune medie, cu iz de intimitate și de meditație și cu foarte multe texte, adică referitor la comunicarea prin scriere. Descriere veche, veche sau nouă, pentru că apar în cărțile obiect și CD-uri, până la urmă, cartea electronică și cartea editorială fiind puse față în față, încercând să militez pentru ambele, ca și potențial de comunicare, așezarea jocului dintre obiecte, de fapt, e un joc foarte serios. Este foarte grav uneori, pentru că, de exemplu, pe o masă sunt așezate scrisorile mamei mele, care au avut o repercursiune afectivă foarte mare, pozitivă și dramatică în același timp, pentru că m-am despărțit de ea la 13 ani, mergând la școli și rămânând în urmă cu ajutorul acestei scrieri și acestor epistole, urme adânci și amintiri care îți configurează pe mai departe personalitatea, interioritatea, stilistica, felul de a fi. Am o carte mai amplă, e monumentală, așa, volumetrică. Pe o parte este imaginea mamei mele care scoate apă din fântână, eu numindu-mă fântânarul întâmplător, și cealaltă este vorba de sora tatălui meu, care a pătimit în închisorile comuniste 13 ani, tocmai apărând niște cărți, nevrând să le ardă, așa cum doreau securiștii din perioada respectivă. Eu am perioade multe, nu mă încurc în ele. E greu pentru curator, e greu pentru formulate expoziții retrospective din cauza genurilor diferite, dar continui. Dacă încep ceva, continui. Dacă mă întrebați când am început cartea obiect, am început de mult, de la Craiova. Frământarea nu e imediat eficientă. E o ardere mai lungă. E o ardere mai lungă, pentru că a trece la fapte, cum spuneam, de materie, materialitate, a trece la fapte, de la o anumită experiență și o anumită vârstă, trebuie să fii atent cam pe ce direcție pot sublinia ideea respectivă, dacă tot s-a venit mental și curațiunea inimii o idee, o ai, o vezi, va trebui după aceea să fii atent pe ce direcție o dirijezi, pe ce gen de, pe desen, pe gravură, pe instalație, pe obiect, mai multe genuri care îmi sunt foarte, foarte dragi. Dar adaptarea, încă o dată spun, adaptarea unui subiect la un anumit gen e important și consider că de obicei nu am dat rabat la proiecția gândului creativ către genul potrivit. Aștept uneori să pot să împlinesc un proiect până știu că am materiale respective care îmi aparțin, adică au o trăire. Au o trăire, au fost ale mele, sunt în continuare ale mele în reconversie artistică și că vreau cu orice preț să le dau alte destinație, una artistică stelară, ca un fel de constelație, a nimicurilor. Întâi și întâi, dacă pui ochiul, dacă privirea ațintește pe un obiect, indiferent cât e de banal,
e importantă, dar poate că nu pe orice obiect, abandonat sau nu, privirea stăruie. Noi arătăm privitorului lucrurile împlinite și mai puțin traseul. De aceea e foarte bine că în sala numărul 7 sunt puse plăcile de gravură și nu gravurile. Iar eu regret pe undeva că nu intrăm și în procesul facerii, cel puțin când ai ocazia unei expoziții, dar de aici s-a născut performance-ul și acțiunile, pe undeva de aici, din necesitatea de a explica și de a arăta celor din jur ceea ce tu împlinești aproape perfect în finalul lucrărilor. Suzana Fântânariu e o artistă enormă, un om care locuiește și trăiește împreună cu noi, alături de noi, dar care are curajul de a alcătui o operă care este și va fi reprezentativă timpului său întotdeauna.